O nouă oportunitate pentru absolvenții de studii superioare din Prahova. Aceștia vor avea șansa să-și găsească mai ușor un job, căpătând experiență profesională încă din timpul facultății. Ideea a fost dezbătută aseară în cadrul emisiunii Momentul Adevărului de la VPTV, moderată de Eugen Cristescu. Am ajuns până în București să căutăm firme care vine să vină să ne sprijine în ceea ce facem. Ploieștiul văd că nu este deschis la colaborare față de alte localități. Deja s-au pus bazele unor discuții și eu am convingerea că deschiderea este reală și se va face ceva. Conducerea Ligii Studenților UPG Ploiești, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova și cea a Federației Sud-Muntenia a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România au stabilit semnarea unor protocoale între instituții pe baza cărora studenții din anii terminali vor face practică voluntară și vor obține experiența necesară angajării ulterioare. Îl aștept pe domnul Ionescu să facem și cu Liga Studenților. Noi în ultimul an de facultate oferim informare și consiliere pentru piața muncii prin specialiștii noștri și mi-ar face o deosebită plăcere să facem acest protocol. Soluția găsită în direct în cadrul emisiunii Momentul Adevărului poate fi pusă în practică potrivit legislației în vigoare imediat după semnarea parteneriatelor între instituțiile respective.